mulțumim și părintelui Cristian Trandafir pentru invitație și tuturor creștinilor și creștinilor din București pentru dragoste de a fi împreună la rugăciune și la procesiune. Și dumneavoastră bucureștenii aveți o cruce în plus față de ceilalți din orașele mari ale țării. Trebuie să suportați crucea căldurilor, zilelor înfocate, care vă nedușe, care vă supără. Și eu n-aș sta în București, dar nu vă descurajați pentru asta. Sunteți niște eroi, eroi ai zilelor noastre. Nu este ușor și iarăși nu este ușor. Mă gândesc, acum gata, mă gândesc la dumneavoastră, gata, s-a sfârșit deja cuvântul. Totdeauna când este cald și este foarte fierbinte, mă gândesc la dumneavoastră care stați la blocul și stați mai sus, către cer. Ei, ce să faceți acolo? Vă prăjiți mai bine către cer. Dar este uluitor, dacă vreți, și e un miracol că dumneavoastră v-ați învățat, nu știu cum, și vă ajută Dumnezeu să rezistați și în această suferință care nu este ușoară pentru unii dintre dumneavoastră. Domnul Dumnezeu, Maica Domnului, toți Sfinții și Sfânta Muceniță Filoteia, să ne fie de ajutor în toate clipele vieții noastre, iar mulțumim prea fericitul Părinte Patriarh Daniel pentru că ne-a dat binecuvântare să fim aici și l-a delegat pe Preasfințitul Ieronim ca să fim împreună noi aici, doi copii al lui Dumnezeu, ne face și noi pe copii acum, doi prunci al lui Dumnezeu, cam bolnavi noi așa de inimă, dar ne trece. Și acum vă dau un sfat medical, că nu mă pot, e hotărârea Sfântului Sinod, să știți, ca noi, din când în când și mai des, să spunem cele de folos medical. Am citit acum trei cărți despre medicină, despre savanta medicină japoneză, americană, nemțească și așa mai departe. Și vreau să vă spun că e foarte important să avem grijă de sufletul nostru și de trupul nostru. Și pentru că sunteți în București și cald, totdeauna să aveți în traistă. Ce trebuie să aveți în traistă, în poșetă dumneavoastră? Bravo! Bravo! Apă! 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 Și iarăși apă! Și vă rog să mă iertați că programul eu sunt așteptat la poruncă mare și cred că voi lua canon să mai facem o procesiune. Când vă treziți dimineață, nu săriți din pat, că nu vin carabeții. Și vă așezați frumos în capul oaselor. Și stați un minut, două, și vă spuneți rugăciunea. Ce vă spun dumneavoastră, fac eu. Că am trecut prin experiențe care m-au dus la acest studiu și sunt lucruri și obișnuite. Le știți, dar eu le subliniez. După aceea, a spus rugăciunile, că nu mai avem timp în cursul zilei, mai spunem noi așa, în viteză, dar să le facem așa, că e bine. Seara și dimineața și cât putem. După aceea, ne ridicăm. Și când ne-am ridicat, dacă ne vine amețeală așa cumva, să nu ne speriem deloc, ne așezăm din nou. Și stăm că inima la orizontală bate într-un fel, are pulsul și tensiunea, când ești în capul oaselor, altfel, jumătate orizontal, după aceea complet orizontal, vertical, alta este mișcarea inimii, pulsul și tensiunea, și când pășești, este alt ritmul și când duci ceva, te-ai plecat, te încalzi și așa mai departe, iar se întâmplă la fel. De aceea eu nu port și returi niciodată. Dar să zică, după ce ați făcut acest lucru, ce faceți imediat? Vă duceți la apă.
și acolo luați o jumătate de litru de apă pe doamnele și domnișoarele care au stomacul mai mititel, iau mai puțin de el, două păhăruțe. Dar luați două pahare de apă, spune doctorul Hiromi Shinya, savantul japonez-american, ca apa să spele toate șgheapurile și burlanele din lăuntrul nostru. Știți ce înseamnă asta? Și curăță toate toxinele. După o jumătate de oră nu mai gustați. Ce puteți? Numai că bucătura care ați luat-o, bucătura care ați luat, vedeți bucătura acum, mergeți acasă și nu cumva să nu țineți cont de ce vă spun acum. Bucătura care o luați, o mestecați de 30 până la 50 de ori. Deci mestecatul de 30-50 de ori, pentru că bucățica de bucătura capătă saliva noastră, are rolul de a face, de a produce enzime cu mâncarea care o mestecă. Stomacul primește un frumușel, nu mai este acidul la stomac și merge cu bună rânduială. Altfel se întâmplă în mare cazuri.